Bun, salutare domnilor, bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Super încântat, super fericit să vă anunț că de astăzi am început perioada de off-season, perioada de masă musculară și într-un fel perioada în care încep să mă pregătesc pentru debutul meu la profesioniști pentru a obține o calificare la Olimpia. Este dubla 2, am mai filmat vreo 3-4 minute înainte, dar nu s-a auzit la Valera, sper acum să se audă. Deja mi-am făcut băutura, o băusem, filme alea. Bun, 30 octombrie am început perioada de masă musculară. După cum bine știți, am în spate un antrenor foarte, foarte bun. Am multe așteptări de la această perioadă. Am primit planul, sunt foarte încântat. Iar acum începem de azi de dimineață cu cardio, unde voi lua 10 grame de glutamină înainte, 5 grame de BCA, 3 grame de carnitină, 500 de miligrame de magneziu. Am spus și pe dubla cealaltă. Eu folosesc magneziu, cumpăr din farmacie, Magnerot, consider că, și din ce am citit, nu ceea ce consider eu, dar mă simt și bine de la el. Aceasta este cea mai bună formulă de magneziu. Bem băuturica, jumate de oră de cardio, a crescut cardio la jumătate de oră. După care revenim acasă, facem mesele. Astăzi avem antrenament de piept cu biceps, am primit și antrenamentul. Totul este foarte bine, sunt foarte bucuros, mulțumesc lui Dumnezeu că au ieșit analizele bune. Sănătate să avem și înțelegere și liniște, că în rest le facem pe toate. Ieri, domnilor, am fost la Semtex, la Suceava, un concurs privat, un concurs foarte frumos, unde l-am susținut pe Cristi Lungu, prietenul meu. A reușit să ia locul 2 la culturism, 90 de kilograme. Și încă o surpriză plăcută din partea unui prieten de la sală, Robert Bucătăriu, care a reușit overall-ul, un băiat care a crescut sub ochii mei, așa în sală, să spun, nu am avut eu implicare în pregătirea lui, dar mereu i-am spus, ține-te de treabă dacă iubești asta, că o să vezi că o să fie și rezultate. Și uite că ușor, ușor au ajuns rezultatele să vină, nu e doar partea financiară, dar a reușit să câștige și vreo 2300 de dolari, își plătește băiatul acolo cheltuiala lui pentru deplasare, concurs și așa mai departe. Dar vreau să spun că țineți-vă de treabă, se poate, credeți în voi și faceți lucrurile bine. Nu știu ce am vrut să vă mai spun. Greutatea actuală, 112,5 kg. M-am dus în jos cu kilogramele, dar am ținut o formă foarte, foarte bună. Scopul meu fiind acela de a pune cât mai multă calitate, pentru că deja aici vorbim de Pro League și e altceva. Bun, haideți, mă duc la cardio, domnilor, și revin. Uitați și voi, domnilor, ce vreme minunată, ce frumos este. Mai mare dragul să ieși la cardio, sincer. Am mai spus și vă mai repet, ieșiți, faceți mișcare, faceți sport, orice tip de sport, nu doar sală sau... Dar eu recomand pe ce domeniu sunt și pe ce vă rezultate. Faceți sport, mișcați-vă și mâncați sănătos, că o să vă se schimbe stilul de a gândi, modul de viață, cum vă simțiți, tot, tot, tot. Haideți, nu mă mai țineți din loc, mă duc să fac pași. Power! Ok, prima masă după cardio, am mai băut imediat după cardio niște amino cu glutamină, iar acum avem 300 de ml de albuș, niște castraveciuri, 175 g de fulgi de ovăz, 30 g de unt de migdalie, 30 g de whey izolat și o banană. Asta este prima masă, mă pun să mănânc și după aia revin cu update. Domnilor, următoarea oprire, suntem prin oraș cu treabă, cu Alex, ne-am oprit să mâncăm. Următoarea masă, 130 g de orez, 200 g de piept de pui, 5 ml de ulei de măsline și 50 g de brocoli. Vreau să vă anunț că în 2 săptămâni maxim este o nouă linie de haine, GL Clothes, oversize, se cheamă Black is Back. Foarte tare, o să las aici niște imagini, cum o să fie inscripționate, dar am mult mai multe. O să avem site oficial, unde puteți comandați plata cu cardul, plata ramburs, Instagramul GL Clothes, așa că vă aștept
să comandați ușor, ușor cu tot ce să dea drum, oricum o să vedeți postări, poze și așa mai departe. Ne punem să mâncăm și devin cu apei. Power! Domnilor, am revenit cu masa de dinainte de antrenament. Iubi trece pentru o situație grea, puțin și jenantă, aș putea spune, aseară, dar mai bine să ne spună dumneavoastră prin ce trece. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Atât de jenantă, nu știu cât de dureroasă. Dureroasă, jenantă, mă refer pentru stomac. O toxinfecție alimentară. Așa? Păi. Ai mâncat ceva sau? Niște paste cu somon. Și cred că de la somonul ăla, nu? Voi așa ați spus, cam de la somon, că avea un gust ciudat, dar mie nu s-a părut ciudat. Mm-hmm. Mie mi s-a părut bun. Ia uitați câte pastile are acolo. Săraca s-a stricat la burtă de la 5 dimineața. S-a deshidratat, dureri de cap și toate alea. Am dormit toată ziua. Și acum să văd dacă pot să mănânc. Poate, ușor, ușor. Acum masa de dinainte de antrenament. Orez, tot la fel, 130 de grame. Ulei, piept de pui, 200 de grame și niște salată de sfeclă roșie, cu hrean bio, fără grăsimi, fără nimic. Gata, mergem la antrenament după asta, nu? Ok, domnilor, am ajuns de la antrenament, din păcate am uitat la valierile acasă, nu e nicio problemă, ne descurcăm așa. După cum v-am zis, azi antrenament de piept cu biceps, 5 exerciții la piept, 4 exerciții la biceps, vom începe cu niște fluturări, după aia împinsuri, terminăm la fel cu niște fluturări, iar la biceps o să vedeți curând. Nu o să vorbesc foarte mult, o să pun muzică pe fundal ca să nu îmi iau strike de tot. Haideți să dăm tare! Haideți să vă spun puțin cum este organizat antrenamentul. La fiecare exercițiu voi face câte serii premergătoare am nevoie, câte feeder seturi am nevoie, după care am un set foarte greu, între 6 și 8 repetări, să dau fail la 8-a, și un set între 10 și 14 repetări, greuț, unde trebuie să am full range of motion, conexiune mai bună cu mușchiul lucrat și și un negativ puțin mai lent. Haideți să dăm tare! Am trecut la seria de lucru la împins la Smith. Voi face prima serie între 6 și 8 repetări, după aia a doua serie între 10 și 14 repetări, o serie mai ușoară, dar mai controlată. Haideți să-i dăm tare! Pauză!
Ok, domnilor, gata și antrenamentul. Am venit acasă, este următoarea zi. Am trecut peste ziua de ieri pentru că pur și simplu eram foarte obosit și nu am mai avut chef să filmez. Acesta a fost vlogul, aceasta a fost prima zi de off-season, să spun așa, am împărtășit-o alături de voi cu foarte mare entuziasm. O să mai urmeze full day of eating, să vă arăt ce mănânc toată ziua, pentru că vreau să fac un vlog separat, suplimente, tot felul de antrenamente și așa mai departe. Dar până atunci vă mulțumesc mult pentru tot suportul, nu uitați de giveaway-ul de pe Instagram, dacă folosiți codul de reducere Miron VTB pe site-ul suplimentevitabolic.ro sau vitabolic.eu. Pe lângă reducerea de 10%, vă înscrieți automat la giveaway-ul de 1000 de RON cash. Astăzi o să fac extragere pentru luna trecută. Pe Instagram, frumos, pe live, random.org, câștigătorul îmi va da contul bancar, îi pun 1000 de lei cash și îi folosește cum vrea el. Deci, domnilor, vă mulțumesc pentru tot suportul și încerc și eu să vă întorc ceva înapoi. Până data viitoare, nu uitați să-mi cați sănătos, să vă antrenați, să gândiți pozitiv și să faceți ceea ce iubiți. Power, domnilor!